Bună seara, dragi nemuritori și dragi nemuritoare! În această seară complicată, în timp ce în țară și în orice caz, sau în orice caz în București, se închid spitale pentru bolnavii cronici, există oameni tot în zona medicală, medici, care cu o generozitate ieșită din comun au acumulat o viață întreagă cele mai bune soluții spre vindecarea noastră și vin să ni le împărtășească. De multe ori, chiar și fără o remunerație. Bună seara, domnule doctor Cristian Răchitan, și mii de mulțumiri că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor, și mulțumesc. Trebuie să mărturisesc că mulțumirile sunt reciproce. Îmi pare bine că pot să fiu de folos compatrioților mei de aici și că pot să le fiu de ajutor, că pot să le fiu alături în momentele astea care sunt nu foarte ușoare. Da, sunteți extraordinar, exact asta voiam să spun. Știu că sunteți un om extrem, extrem de modest, pentru că întotdeauna valoarea profundă merge mână în mână cu smerenia și modestia. Asta este o marcă după care recunoaște un valoros, și atunci o să-mi permit doar să vă invit pe dumneavoastră să spuneți cât considerați despre fabuloasa dumneavoastră carieră la New York, pe Fifth Avenue, și ce v-a determinat să veniți și în țara dumneavoastră, și mai ales ce vă determină să dăruiți. Mai întâi sunt un om aproape normal, deci nu e nimic extraordinar. Mai am de lucru la mine ca să ajung la normal. De ce vin aici? Vin pentru că aici e țara mea, aici este, aș spune eu, comunitatea, aș spune eu, la care aparțin. Adică sunt român, iar românii sunt, eu sunt onorat că fac parte din acest popor, din acest neam. Sunt onorat, mă simt îndatorit mai mult decât dar simt că am o datorie să pun și umărul spre binele poporului român, pentru că sunt român. Iar sfatul ăsta l-am primit de la unul din marii oameni pe care i-am cunoscut eu în viața mea, la începuturile mele în America. Sigur, am reușit să fiu aproape și să ascult pe președintele Reagan la începutul anilor 80, când am ajuns de acolo, la care Reagan spunea, domnule, așa, zicea, tinerilor, voi să fiți patrioți, să vă luptați, să faceți tot posibilul pentru a păstra tradițiile și valorile pe care le-ați moșterit de la bunici, străbunici, de la strămoși, nemoți, pentru că alea sunt cunoștințe, sunt informații care le aduc de veacuri sau de milenii vin și care le-au adus strămoșii voștri, și e bine să le folosiți în loc să le aruncați. E adevărat că viața evoluează, dar evoluează pe fundul și pe baza acestor informații extraordinare, și este bine ca astea să nu se piardă, pentru că dacă se pierde astea, se pierde firul evoluției și s-ar putea ca omenirea să o ia strâmb, să o ia în altă parte. Și exact asta se întâmplă. Și îmi spunea mie, mă rog, și altora, tine, băiete, ai venit din țara ta, să iubești America, pentru că îți va da mai mult decât orice loc din lume. Și adevărat. Dar, ca să fii în stare să iubești America, trebuie să iubești și să nu uiți pământul și patria, și țara, și oamenii de unde ai venit. Pentru că dacă pe ei îi uiți, nu o să fii în stare, sau dacă pe ea nu iubești, nu o să fii în stare să iubești nici America și nici poporul american, care într-adevăr este extraordinar, ăla care l-am cunoscut eu la începutul anilor 80. Realitatea este că și acest sentiment de dragoste și de iubire și de preț și de respect pleacă de la mic la mare. Dacă nu înveți să iubești puținul, nu o să ajungi niciodată să iubești multul. Dacă nu iubești minorul, niciodată nu o să poți iubi și prețui majorul. Deci, vedeți cât de adevăr este că noi suntem mici și creștem mari. Ca să poți să crești mare, trebuie să fii conștient atunci când ești mic, că ești mic și că urmează să fii mare și ești deschis ca să înveți și ca să crești. Lucrurile astea le-am învățat de la acest om extraordinar și fabulos, care și-a dedicat viața nu nici să facă bani, nici să facă avere, ci pentru binele omenirii, pentru binele țării lui, care a semnat America la vremea aia, și pentru binele omenirii. Din cauza asta a făcut atât bine și a eliminat această formulă dictatorială care a fost împotriva
minții omului împotriva evoluției omului și care ne-a traumatizat pe noi românii atât de tare, nu numai că ne-a ținut pe loc, dar ne-a tras în jos. La ce formulă vă referiți, domnule doctor? Mă refer la acea vreme care era formula dictatorială aici în România, când îi ținea pe oameni, îi împiedica să gândească, să creeze, să crească, pa dimpotrivă, i-a injectat cu frică, cu teamă, ca să poată să-i controleze, să-i domine mai bine și mai ușor. A fost un lucru îngrozitor, de asta noi toți am fugit de acolo. Dar acum nu mai avem motive să fugim, e bine să stăm aici, să punem umărul din cauza asta, dacă eu nu stau aici, dar vin foarte des și pun umărul la binele românilor mei, la binele fraților mei de aici, ca să încerc să-i ajut să ajungem din urmă pe alții și, de fapt, mai mult decât atât. Românii sunt un popor de oameni inteligenți, sunt un popor de oameni capabili, un popor de oameni care pot să facă mult, dar nu au pierdut și trendul, au pierdut și ritmul, au pierdut, nu știu dacă au pierdut, că au avut ei ghinionul să piardă, dar au fost ajutați să piardă și atunci sigur că au nevoie să facă tot posibilul să stea aici și să se ducă pe o să duc și să aducă de acolo știință, informații, să stea aici, să creeze și să ridice, să ridice România la locul la care îi se cuvine conform inteligenții și valoarea românilor. Da. 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 Și eu sunt de părere că trebuie să ne întoarcem în patria noastră, pentru că pământul ăsta ne cheamă. Există o intimă corelație între pământul din care te-ai născut și în care te vei întoarce, dacă ai noroc și nu ești aruncat într-un incinerator, cum e acum moda. Și există o vibrație subtilă între pământul, care e o ființă vie, și noi, care suntem copiii lui, copiii ei. La mine pământul are cumva genul feminin, are ceva matern, protector, hrănitor. Gaia. Deci m-am bucurat și că ați spus că tradițiile sunt foarte importante, pentru că pe măsură ce mă maturizez, ca să nu zic altfel, devin din ce în ce mai conștientă cât de splendidă este cultura României, cât e de complexă, cum reglează fiecare aspect al vieții. E o cultură rafinată, străveche, evoluată și mă gândesc că este o sursă de sănătate. Ca să încerc să nu vă întrerup și să vă ascult cu toată atenția, cum o fac și telespectatorii noștri cu siguranță, dați-mi voie să vă pun o întrebare generală și apoi ne vom delecta cu ceea ce spuneți. Dumneavoastră ați mers mult în profunzimile în care de fapt se ajunge la filozofie, pornind de la medicină. Așa că dați-mi voie să vă întreb, ca și când le-ați ști pe toate, de ce credeți că suntem noi aici pe pământ și, desigur, de ce ne îmbolnăvim? Am să vorbesc în două trepte. Una despre filozofia sau despre ceea ce compune acest complex, această unitate care se cheamă omul, și pe urmă am să vă vorbesc de ce, unde este dezordinea produsă, corelația, lipsa de corelație care se produce între elementele sau entitățile care alcătoresc acest complex care se cheamă omul, de unde se naște boala. Perfect. O singură mică întrerupere. Am rugămintea să ne precizați doar ce fel de doctor sunteți, că există așa o multitudine. Eu acum funcționez ca medic naturopat. Sigur că în spatele astea trebuie să fie foarte multe specialități, mult mai multe, dar funcționez și tratez naturopat, adică folosesc în general tot ce este natural, în general manipulații pentru restaurarea structurii, dar am să vă vorbesc mai târziu despre, de fapt, ce fac eu, pentru că am adus o știință, o ramură nouă în știința medicală, o ramură care lipsea cu desăvârșire. Mă refer la cauza bolilor. Am numit eu relația dintre cauză și efect, bolile fiind niște efecte, iar cauza fiind cu totul altceva, cauza fiind un element compus din două subiecte total diferite, în zone diferite ale corpului, de vibrații diferite, de etiologii diferite, am să vorbesc despre ele, dar haideți să o iau de la început. Mai întâi, nu sunt de tot știutor, că dacă aș fi de tot știutor, n-aș mai fi apucat să vin aici la dumneavoastră, că trebuia să plec, că am terminat tot de știut. Deci viața este o școală în care noi învățăm ceea ce nu știm. Da. Este o școală în care avem de învățat și dacă ai înțeles că ai de învățat, ești un om norocos.
Dacă n-ai înțeles că ai învățat și că le știi pe toate și că știi mai bine decât alții și că eu știu asta, lasă-mi, îmi spui, domnule, păi, atunci eu știu, un om cu foarte mare, mare, mare ghinion. Acum, haideți să o iau de la începutul începutului. Vorbind despre tradițiile românești, eu, a fost o vreme când mulți ani am petrecut în Asia, India, Tibet, Filipine, Indonezia, Thailanda, zona Orientul, pe acolo, ca să învăț ceea ce nu știam și ceea ce vreau să știu, chiar dacă astea, în mare, multe dintre ele nu mi-au fost de folos, în ceea ce fac astăzi, dar mi-au fost de folos, am construit un fundament, o bază pe care am construit și mi-a ajutat să ajung unde sunt astăzi. Când vorbim despre tradiții, să știți că cele mai valoroase tradiții care m-au inspirat și care m-au ajutat ca să înțeleg ce este viața, au fost cele românești. Este ceva incredibil. Să știți că spusesem că am studiat șamanii, nu? Toate studiile șamanice în Asia și în Sud America. Am învățat mult mai mult din tradițiile românești decât tot ce știu ei șamanii din Sud America sau ce știu ei din Asia. Am să fac o mică paranteză. Spuneați despre pământ că este socotit feminin. Deci șamanii din nordul Braziliei sau din Ecuador sau din nord-vestul Perului, ei numesc pe pământ, o numesc Madre Terra. Da. Și apoi mai e o chestie extraordinară care mi-a plăcut. Mi-a dus unul odată, eram acolo, eu studiam, făceam o cercetare în Ayahuasca, din care s-a făcut un business și s-a ales praful de beneficiu și de ceea ce este Ayahuasca. Jaheu. Ayahuasca este un extras care folosește... Ayahuasca? Ayahuasca, da. Dar ei îi spun jahe sau Ayahuasca. Deci Ayahuasca asta este, se scrie cu Ayahuasca, dar ei spun Ayahuasca, este un compound care se folosește din sare de pădure și o plantă care crește în jungla eucadoriană, pentru care de fapt îi spune că te duce într-o altă dimensiune și sigur niște șamani de acolo, era unul care era profesor de antropologie la Bogota University și m-a rugat, doctore, te rog să vii să practici, să iei și să percepi și să simți și să analizezi ce face și ce este Ayahuasca, dacă este adevărat ceea ce știm noi. Și sigur că era un început de adevăr în ceea ce știu ei, dar de fapt era cu totul altceva. Dacă vreți să vă spun la un moment dat, dacă mă întind, este pentru că este o mare eroare, este o mare negustorie foarte necinstită și foarte... e un lucru care mie îmi displace enorm de mult, pentru că oamenii pentru bani distrug aceste valori, pentru bani mutilează aceste valori și pentru bani fac rău oamenilor. Era să moară un pacient de-al meu care a luat Ayahuasca dintre asta, s-a intoxicat și a sărit în avion, a venit fuga la Florida, eram atunci, l-am tratat și l-am salvat, că altfel era săracul, se ducea. Deci, fiind acolo, mi-a adus unul niște pietre și spune, s-am adus niște, aici, un cadou, mă uit, niște pietre. Păi, sunt pietre astea, mă, ceva cu bolovanii astea. Și zice, no, ăștia sunt oasele alumate Terra, oasele mamei pământul. Deci pietrele ei le considerau oasele mamei pământul. Un lucru frumos și superb și extraordinar. Și am văzut acolo și lucruri foarte interesante, care, sigur, făcând o antropologie și o comparație ale tradițiilor și obiceiurilor din Asia, din Sud America, din Grecia, din culturile creștine, mahomedane, sigur, sunt aceleași ritualuri acolo care se folosesc pentru controlarea, coordonarea și dirijarea minții pentru a aprofunda un pic și a complementa relația dintre gândire și natură, dintre gândire și Dumnezeu, dintre gândire și existența omului. Acum, și simțire, nu numai gândire un pic, pic și emoțiile. Da, gândind bine, n-ai cum să treci de emoții, treci prin ele, că te duci acolo dacă gândești bine. Okay. Acum, haideți să o luăm de la început. La un moment dat, ca om de sănătate, nu? Ca medic, toată viața am suferit de faptul că trateam pacienții cu doctorii și, domnule, mi-am dat seama că pacientul era la fel de bolnav,
dacă lua doctorii care se coboare hipertensiunea arterială și dacă nu le mai lua, hipertensiunea revenea la loc, ba din potrivă un pic mai mare. Deci mi-am dat seama că doctorii erau minunate, dar nu făceau, nu îndepărtau cauza, ceea ce producea hipertensiunea arterială, decât controlau acest efect. Exact. Ceea ce este bine, nu este rău, dar este un bine mic, un bine parțial. Și atunci toată viața am suferit și m-am obsedat ce este de făcut ca să ajungi să găsesc cauza care produce o boală, boala fiind defectul, din punctul meu de vedere, și cum să localizezi, cum să corectezi sau să elimini acea cauză, sigur, efectul boala dispărând și efectul sau aș spune eu, simptomatologia se revine la normal. Așa că am pornit în urmă cu 35 de ani sau mai mult un studiu, un cercetare să găsesc cauza bolilor. La început am localizat, fiind specialist în structura corpului, nu? Am localizat la nivelul structurii malformațiile structurale care am socotit eu, căci din punct de vedere științific, anatomic, anatomopatologic și fiziopatologic, explicau o simptomatologie defectuoasă, o funcționalitate defectuoasă a unui organ, dar am corectat oarecum acele malformații structurale sau le-am compensat. S-a fost bine, dar dacă nu era întreținut procesul de existență sau de compensare sau de echilibrare, revenea la loc. Și am zis că deci mai este o cauză undeva. Este o cauză care poate să fie, care poate să genereze această cauză sau paralelă care să completeze această cauză. M-am dus la creier, am găsit că gândirea este extrem de importantă și este esențială în crearea și întreținerea unei tulburări de sănătate, fie în ea și periferică, dar n-a fost suficient. Și a trebuit să mă duc să trec dincolo de creier, să mă duc dincolo la ce mai este în afară de creier, ce mai este în afară de om. Aici am făcut uz de ce am găsit eu prin zona Asiei, prin zona Tibetului, studiind budismul, hinduismul și mai tot ce am dat eu pe acolo. A fost o vreme când am petrecut mai mult timp la tot felul de mănăstiri, implicându-mă în toate ritualele lor și văzând de fapt ce este în spatele unui ritual, ce este în spatele unei puja, ce este în spatele unei rugăciuni și etc. Am trecut prin toate ritualele lor de acolo și sigur am înțeles că este într-adevăr altceva decât existența noastră. Atunci m-am întors înapoi și m-am dus în copilăria mea, unde am crescut acolo în satul Gura Văi, între babe. Eram copilul babelor. Babele se adunau 7-8 babe, era Băbica, Mamanica, Babana, Lelea, Moașa, erau babe de octogenale sau naingenale care povesteau seara alucutare a murit, s-a făcut stafie, s-a făcut strigoi, s-a făcut muroi, a venit, a umblat, a făcut, a răsturnat, a boncănit, a făcut și adres. M-a obsedat o vreme lucrul ăsta, dar cine este ăștia, de acum se întâmplă, dar ce este, de acum este. Am auzit povestea ursitorilor pe care n-am înțeles nimic din ea și nici mai târziu n-am înțeles, mi-a luat vreme multă ca să înțeleg și am pus la un loc tot ce adunasem din tradițiile asiatice și sud-americane și tradițiile românești. Și de fapt, tradițiile românești m-au condus la explicația ceea ce repetare care este dincolo de existența noastră și de fapt linkul sau legătura dintre ceea ce există dincolo de noi și noi înșine, dincolo de individ și individul însuși. Și mi-a fost de enorm de mare folos de asta, spun că noi românii avem cele mai conservate și cele mai explicite și cele mai minunate și fabuloase tradiții care ne spun despre Dumnezeu și noi și tot ce este între Dumnezeu și om. Este
o crimă dacă cineva le distruge, este o crimă dacă cineva împiedică conservarea acestora, este o crimă împotriva, nu împotriva nației românești, dar împotriva umanității, pentru că sunt o sursă imensă, o sursă științifică, științifică într-adevăr, pentru că știința nu e limitată de ce se studiază în universitate, știința este mult mai amplă și mult mai largă. Am avut zile trecute un comentariu: domnule, ceea ce spui tu nu este demonstrat științific, nu este, pentru că tu ești rămas în urmă. Pentru că sunt rămas în urmă și pentru că știința este un capitol, știința este o dimensiune care crește în fiecare zi și dacă tu ai rămas în urmă acolo, acum 10 ani și ai rămas acolo, e ghinionul tău, dar oamenii care sunt într-adevăr oameni de știință și care vor să știe, ei găsesc căci în fiecare zi la această imensitate de informații care se cheamă știința, în fiecare zi se mai adaugă ceva și noi și în știința medicală mai punem câte ceva, mai punem un pic azi, un pic ieri, un pic mâine și atunci ne apropiem spre, la un moment dat, unul să ajungem la Dumnezeu. Sigur. Deci o să ajungem acolo și Einstein, după o viață de om de știință, la sfârșitul vieții a spus: teoriile mele au fost erori. Un singur lucru acum, înainte să mor, vă spun adevărul, căci singurul lucru cu care plec și care vi las este să știți că, de fapt, ce v-am spus până acum e sau nu este adevărat, dar ce vă spun acum este în categoria adevărat, este Dumnezeu. Dumnezeu este tot și este Dumnezeu. Acum, sigur că eu vin să intru într-un conflict cu teoria evoluției, că omul a plecat din virus, nu? Sau din libelulă. Nu, omul a fost desenat, a fost creat de un marele arhitect care este simplu. Tot ce e viață pe pământ, inclusiv plantele, funcționează pe același principiu arhitectural. Deci n-are cum să fie o evoluție. Există adaptare, fără îndoială, dar evoluție nu. Poate să fie o evoluție minoră și mică, dar în niciun caz, sau care se încadrează la dimensiunile adaptabilității, dar nici de cum să faci, nu. Este un arhitect, este un Dumnezeu, că este în clipa când știi mai mult decât te limitezi la om, care a fost limitat la vremea aia când s-a definitivat această teorie a evoluției, că omul vine din maimuță, maimuța din furnică și furnica din virus sau din microb sau din bacterie. Dar atunci oamenii nu știu suficient. Acum noi știm mult mai mult și este neuroscience care studiază și care încearcă și a început să treacă dincolo de funcționalitatea creierului. N-a ieșit încă, vorbeam cu niște băieți și oameni de știință și spune: mai avem un pic de umblat la creier și mă trecem dincolo, ne ducem pe acolo pe unde vrei tu, le spuneam eu. În sfârșit. Deci, ce să vă spun, că respect și prețuiesc cultura românească, neamul românesc, nu pentru că fac parte din el, ci pentru că este o știință enormă, imensă, profundă, care este inclusă în aceste tradiții populare, în aceste tradiții ale culturii, nu știu dacă se numesc la cultura neamului românesc sau cultura comunității care trăiește în această zonă, că pe aici sunt tot felul de trăitori și e bine să le pătrăm. Deci am învățat eu, după ce am trecut prin toate și îmi rămâsese un gol acolo în explicație, am învățat eu căci omul, am ajuns la concluzia căci omul este, domnule, omul este unitate. Omul nu este un om doar pur și simplu. Este unitate. Studiind și cercetând acele episoade sau acele tradiții care vorbesc despre ursitori, despre ursită, despre spirit, despre suflet, despre stafie, despre destin, am înțeles că este o complexitate în existența acestei supradimensiuni care este omul, care numim noi omul fiind un colțișor mic din tot ceea ce există. Deci, simplu, este spiritul,
Am definitivat acum câteva zile într-o apariție pe Facebook, pe canalul meu de YouTube, se poate vedea, am descris în detalii, nu o să avem timp să intrăm în asta acum. Am văzut, e splendid, da, care, pe 1 aprilie, am postat da, și da, noi și da, da, îndemnăm pe toată lumea să se uite da, în liniște, o oră și jumătate. Da, 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 acolo este frumos și acum trebuie să răspund, să vorbim despre și despre altceva și n-aș vrea să, nu cred că e nevoie să mă repet, dacă trebuie mă repet, dar. Deci este clar că acest spirit care mă rog, a făcut ce a făcut, a rătăcit pe a rătăcit, el vrea să întoarcă înapoi la Dumnezeu și are nevoie de acest de un episod, de o dimensiune ca timp, unde să scape de esențe negative și să le înlocuiască cu unele pozitive, deci ca și când ai o traistă grea cu bolovane în spinare și nu poți să urci muntele. Deci și vorbiți acum, iertați-mă, numai ca să mă lămuresc eu, că sunt mai simplu tricotată, vorbiți despre spiritul individual, nu da, spiritul cu S mare, da, creatorul și noi, fiecare nu, din nu, noi. Nu. Spiritul cu S mare este arhitectul, sigur, este da, Dumnezeu. Și noi suntem creația. Noi vorbim de spirit, noi suntem creații, lui, dar și spiritul este, adică noi suntem o creație pentru a servi această reîntoarcere a spiritului acolo de unde a plecat, la Dumnezeu, la împărăția Dumnezeu, sau la perfecțiune, la împărăția perfecțiunii. Okay. Deci această creatură, această entitate minunată care o numim Dumnezeu sau care o numim Arhitectul Suprem, din unii așa o numesc, așa vor ei și le place și nu e niciun rău, sigur a creat această complexitudine care este viața pe planeta asta. Bănuiesc că mai este același lucru, mai sunt și alte planete, poate pe unde spiritul trece este o treaptă superioară existenței noastre, unde spiritul se duce acolo să mai învețe scenariul și să învețe aici sau să învețe ceea ce trebuie să învețe acolo. Știți cum este, e clasa 1-a, clasa 5-a, clasa 8-a, pe unde te duci la liceu, pe unde te duci la facultate și când ai trebuit chestia asta, ai ajuns să dai din ce ai adunat și să faci, să creezi lucruri minunate sau extraordinare folosind ceea ce a adunat pe parcursul acestor școli, acestor școli de învățăminte, de învățătură. Deci spiritul vine aici și descrie tradițiile românești, povestea ursitorilor, foarte frumos, cum intră în viață, vine cele ursitorile, nu? Care sunt două spirite ursitoare, unul responsabil de esențele negative cu care a venit spiritul aici, altul responsabil de esențele pozitive cu care spiritul trebuie să și le adauge și vii spiritul însuși care se încarnează, care preia această entitate pe care numim noi omul. Acum, sigur că acolo se alcătuiește destinul, ceea ce are nevoie acest spirit care a preluat acest corp, ca să poată să lape de bolovanele grele din spinare și să le înlocuiască cu niște energii care să reușească să-l ridice și să-l ajute pe drumul de întoarcere, urcând culmea asta înaltă spre Dumnezeu, spre vârful ei. Ziceam că Dumnezeu sau perfecțiunea sau marile locul de unde a plecat spiritul este vârful muntelui. Nu poate să întoarcă înapoi cu sacul ăla plin de bolovane grele care le-a acumulat la coborâre, dar dacă scapă de ele, se ușurează și dacă mai ia și niște ajutante, niște esențe pozitive, de energie pozitivă, să-l ajute să se urce în sus ca să rezolve, ca să parcurgă acest, să facă posibil parcurgerea urcușului de întoarcere și să eventual să ajute la lucrul ăsta. Deci asta este viața. Viața este o școală prin care noi trebuie, suntem niște vehicule. Deci eu ca doctor nu fac altceva decât repar bujiile astea, plămânii, repar niște conducte, trasee nervoase, repar niște elemente care susțin motorul ăsta, nu? Oase și mușchi, repar carburatorul care este un ficat sau care este o inimă, sau eu știu, repar niște conducte care elimină gazele, nu? Aparatele excretoare, care este rinichi sau colonul. Vedeți, tot ceea ce este în viața noastră sunt niște copii fidele a unor particule, a unor segmente, a unor elemente din corp. Pentru că și corpul nostru funcționează, iar
tot ce este așapamentul de la mașină nu e nimic altceva decât o copie după colonul care elimină fecalele, adică toxinele, sau după rinichii care elimină toxinele prin urină, sau pur și simplu un carburator care merge pe principiul ficatului, sau pur și simplu pompa de benzină care este ca o inimă care împinge benzina și o duce la carburator. Deci totul sunt niște copii incredibile, cei care au creat lucrul ăsta nu au știut detaliile anatomice, dar le-au simțit, le-au înțeles, i-a ajutat mintea lor să creeze să creeze ceva după funcționalitatea corpului lor. Vedeți, este o chestie incredibilă. Computerele nu-i nimic altceva decât niște copii fidele a unor segmente minuscule, este adevărat, mici, este adevărat, de pe creier. Deci tot ce este, zici că, da, este teoria relativității. Nu! Computerele astea n-au evoluat de nicăieri, au fost create de om. E adevărat că au fost construite din ce în ce mai performante pe măsură ce omul a înțeles mai bine cum funcționează creierul sau cum funcționează corpul. Deci este o chestie incredibil de frumoasă și de respectoasă și demnă de prețuit omul ăsta. Și mai mult decât omul ăsta, aș spune eu, creatorul omului, îi datorăm atâta, așa mare respect lui Dumnezeu, că merită să-i respectăm legea aia care se cheamă legea onestității, pentru că numai în felul ăsta putem să funcționăm conform și să funcționeze foarte bine a ceea ce El a creat, adică corpul nostru fizic și menirea pe care o avem aici. Mă întorc la menire. Deci la începutul vieții, cele două spirite au compus destinul. Cele două spirite care popular le numește ursitoarele, au compus ursita. Deci ursita asta care nu e nimic altceva decât un plan al vieții, care sunt acumulate toate aceste plane al vieții într-un ca un mic chip, după care s-a creat chipurile computerului, în care este înmagazinat un program din care trebuie, prin care trăind acolo, în acest program sunt compuse sau sunt create și organizate tot felul de trăiri prin care noi avem șansa să scăpăm de niște esențe negative, adică niște esențe negative și să creăm sau să învățăm să ne acumulăm niște informații sau niște esențe pozitive. Vedeți ce lucru extraordinar este când înțelegi astea. Se zice că este diavolul. Nu. Nu e nicio mâță cu coadă și nici neagră și nici albă care să vină să pună înaintea calului. Nu e nicio mâță care să zici că diavolul ne îndeamnă și ne face. Suntem noi însuși. Și ce este noi însuși? Acolo, în departamentul memoriei subconștiente, acolo sunt acești și conștiente, sunt aceste informații negative pe care trebuie să le eliminăm, să scăpăm de ele și avem șansa să stăm cu ele, să le ținem, să conservăm acest rău, nu? Și să ne ducem cu el până la sfârșitul vieții și să ne reîntoarcem din nou, că nu le-am eliminat, să le eliminăm, sau avem șansa să ne luptăm cu ele știind că noi suntem inteligenți și știm ce e rău și ce e bine. Să ne ținem bine pe picioare și să zicem nu fur, pentru că furatul e rău. Dacă eu fur, vine și-mi fură și altul. Și apoi ce-am furat eu? Ce folosesc cu furatul ăsta? Că nu este onest, nu e al meu, e lui altul. Și avem șansa să nu furăm sau să furăm. Sigur, ne furând, atunci pierdem o valoare materială astăzi, dar câștigăm o evoluție, câștigăm un mers înainte, câștigăm un somn mai bun, câștigăm un mâine mai liniștit, mai în pace și mai frumos. Sau furăm astăzi, câștigăm ceva material, dar trebuie să inventăm alte lucruri care să ne apere împotriva negativității pe care le aduce o furăciune. Adică noi trebuie să jucăm că n-am furat, pentru că toată lumea știe că furatul e rău, inclusiv tu care furi. Și atunci trebuie să mai inventez încă un lucru, căci, stai puțin, trebuie să mai fac
paralel cu furatul ăsta, trebuie să inventez niște trăiri ca să-mi ascundă furatul, să nu mă ia lumea de hoț, să nu mă prindă ăla că i-am furat și să vină să mă bage la pușcărie. Și ce se naște de aici? Stresul. Dragii mei, se naște stresul, pentru că supra-solicităm creierul, supra-solicităm gândirea. Ce înseamnă că supra-solicităm gândirea? Deci îl punem pe creier să muncească mai mult decât poate, mai mult decât era programat, mai mult decât el este desenat ca să funcționeze. Și atunci creierul, fiind supra-solicitat, se tensionează, nu numai la furat, orice greșeală care se abate, orice lucru care se abate de la onestitate, furatul, mințitul, manipulația, viclenia, sigur, gelozia, care este ura, nu este o ură care se naște din invidie, că nu poți să faci mai mult ca ăla, tot felul de lucruri dintre astea care pleacă, care ne deviază una de la planul vieții, dar ne deviază de la normal. Și atunci creierul nostru... Da, și atunci creierul nostru, de fapt, ei au făcut 10 ca să le înțeleagă toată lumea, dar este una singură. Da. Onestitatea sau devierea de la această onestitate, care este interpretată în mai multe feluri. Sigur, sunt frumoase cele 10 porunci și sunt adevărate, dar în esență, dacă stai și cauți să sintetizezi, este decât una. Devierea sau îndepărtarea ta de la onestitate. Acum, vin înapoi și spun și fac aici o legătură între spiritualitate și sănătate, nu? Și sigur, creierul fiind supra-solicitat, mai mult decât este în stare să ducă, că el când a fost programat la începutul vieții, nu? Pentru planul vieții, el a fost programat să ducă, creierul s-a dezvoltat, a fost programat să ducă acest, să trăiască, să lucreze și să mă iertați că uneori cuvintele în românești îmi vin mai greu, așa că mai șchioapăt câte un pic, nu-i dar nimic. Însă încerc să-mi repar greșelile pe cât pot. Deci creierul este programat ca să funcționeze conform acestui plan al vieții, că ăsta-i tot. Planul vieții este esența existenței noastre aici. Sigur, noi bâșbâim, noi îl mințim, noi îl păcălim din cauza slăbiciunilor noastre, din cauza defectelor, ba lăcomie, ba invidie, ba ce am spus mai devreme. Dar creierul este programat să funcționeze anatomofiziologic conform acestui plan al vieții. În clipa când ieșim și creierul trebuie să lucreze, să compenseze atunci când devenim desonești, când furăm sau mințim, sau când facem lucruri care n-ar trebui făcute din punct de vedere, când rupem sau înșelăm legea divină, onestitatea, atunci creierul trebuie să lucreze în plus. Lucrând în plus, obosește mai tare. Obosind, lucrând în plus, în același timp, are mai mult nevoie de sânge, mai mult decât era, decât îi aduceau capilarele arteriene. Are nevoie de niște capilare venoase mai mari ca să elimine toxinele. Și atunci, sigur, sânge mai mult vine greu și atunci creierul începe să se obosească foarte tare și să se tensioneze, care se cheamă stres. Sigur, toxinele până se lărgesc capilarele venoase pentru eliminarea toxinelor, durează și atunci toxicitatea stă mai mult în creier acolo, iar toxinele în creier, intoxică creierul și atunci apar acele turbulări ale funcționalității creierului care cu timpul se duce la demenție, la Alzheimer, la turbulări cerebrale. Deci așa se întâmplă bolile cerebrale, dragii mei. Sigur, multe dintre ele sunt ereditare, că asta s-a întâmplat la un bunic sau la un străbunic, iar noi moștenim această hipertoxicitate a creierului, moștenim aceste malformații cerebrale care s-au format. Sigur, uneori se mai adaugă și alte ceva. E, deci creierul când se stresează, numim-le stres, este un cuvânt abstract, când este supra-solicitat, se stresează. Când se stresează și când apare o supra-solicitare, atunci el se tensionează, obosește, tragem de el mai tare decât poate să ducă și tensionându-se afectează funcționalitatea unor centri nervoși de pe creier care coordonează activitatea unor organe sau aparate, nu? Aparatul cardiovascular, poate activitatea hepatică sau a spleenii sau gastrointestinale sau activitatea și atunci organul respectiv primind comenzi funcționale patologice sau subfuncționale de la creier din pricina
tensiune cerebrale, sigur, organul începe să funcționeze într-o hipofuncție. Dar se întâmplă altceva incredibil, care am constatat eu la începuturile cercetărilor mele. Se întâmplă că atunci când creierul se tensionează, se stresează, se tensionează întregul sistem neuromuscular. Și mușchii toți din corp se tensionează și atunci ne trezim că dezvoltăm o spondiloză cervicală, iar dacă am ridicat o greutate și am căzut și s-a stricat ceva lombar la spate, acolo ne s-a creat o mică discopatie sau o mică leziune la o inserție lombară, atunci când ne stresăm, când mușchii se tensionează, trag de aceste inserții prelezionate și le amplifică și amplificându-le foarte tare, se creează aceste spasme musculare care mușchiul scurtându-se dă hipercompresii discale intervertebrale și duce la hernie de disc, afectează nervii, ieșirile simpatice sau parasimpatice de undeva de la nivelul coloanei și atunci sigur ne trezim că avem probleme cu inima sau avem probleme cu stomacul, o hernie hiatală sau că apare infertilitatea, nu? Apare problemele de chisturi ovariene, apare tensiunea ovarilor și ovarul nu mai produce ovulul sănătos, îl produce deformat, că se tensionează ovarul, nu? Care este un organ responsabil de acest miracol al existenței vieții pe pământ. Atunci și la om se întâmplă acolo jos să apar probleme lombare și aproape probleme de prostată chiar de vreme și sigur apare mortalitate foarte ridicată a spermatozilor și nu mai au o viață lungă și se scurtează și nu mai fecundează când trebuie și cum trebuie acolo. Deci vedeți cât de complicat și cât de complex, nu complicat, că e simplu procesul, dar este complex de la o minciună, cum poți să-ți dai peste cap una, sănătatea, îți dai peste cap calitatea vieții, dar cel mai dureros și cel mai incredibil este că dai peste cap menirea pentru care ești aici, în loc să-ți împlinești menirea, în loc să adaugi esență pozitivă pentru a putea aduna informații pozitive care la sfârșitul vieții sunt numărate, sunt puse cei negativi pe un taler, cel pozitiv pe alt taler și dacă facerea de rău este mai mare decât facerea de bine pentru tine și pentru cei din jur, pentru că făcând bine celor din jur îți faci bine ție. Făcând rău celor din jur îți faci rău ție. Făcându-ți rău ție, nu? Făcându-ți rău ție se adaugă esențe negative și care la sfârșitul vieții când sunt puse pe cântar, atunci atarnă negativ și în loc să te duci în sus, într-o existență superioară pentru a-ți parcurge drumul spre vârful muntelui, cum spuneam mai devreme, trebuie să te întorci înapoi. Din cauza asta apare acea reîncarnare de care vorbesc budiștii și este adevărat, a înțeles-o pe asta toată lumea. Ba dimpotrivă, uneori e și mai rău. În loc să te întorci înapoi ca om, dacă depinde cât de multe rele ai făcut de-a lungul vieții, în loc să te întorci înapoi ca om, te poți întoarce înapoi ca un animal, adică o treaptă inferioară a existenței omului. Chiar deci, așa? Da? Credeți că e posibil așa ceva? O regresie? Da. Într-un alt regn? Da, este posibil. Depinde cât de mult ăștia care fac crime și care fac rele și care trăiesc făcând rău și care ăștia nu poate să mai fie oameni înapoi. Pentru că omul nu trebuie să ucidă. Omul are menirea și datoria să-l ajute pe cei din lângă el, dar nici de cum să-l ucidă pe cel din lângă el. Sigur, să-l ajute pe cât se poate, iar dacă nu se poate, să-l evite, dar în niciun caz să-l ucide, pentru că ucizând sau făcând, nu știu, ceva capital unui alt om, înseamnă că trebuie să-i preiei menirea lui. Păi tu dacă nu ești în stare să o duci pe a ta, cum o să o duci și pe a lui ăla? Vedeți, aici este marea dispută și marele lucru îngrozitor care se pare că omul nu scapă de această lăcomie de a domina pe altul. Cum să-l domini pe ăla când tu nu ești în stare să te domini pe tine? Cum să preiei tu menirea lui ăla când tu ești în stare să-ți duci menirea ta? Pentru că dacă îți duci menirea ta, ți-ajunge, e suficient.
Pentru ce trebuie să mai prie și pe alu altul? Lasă-l, ajută-l pe ăla să-și ducă menirea lui. Deci dictaturile, astea sunt niște lucruri îngrozitoare, sunt niște lucruri cumplite, după mine, să duc împotriva existenței omului, să duc împotriva acestui plan pe care arhitectul l-a creat aici pentru a-i da șansă spiritului de întoarcere, să duc, din cauza asta, senzația mea este că atunci se tinde spre o dictatură pe pământ, se tinde spre o pe mari vor să-i controleze pe mici, că spun că-s mai deștept ca mici. Nu e adevărat. Toată lumea este deșteaptă în măsura ceea ce are de făcut. Sunt oameni care trebuie, au misiunea să facă ceva, alții altceva. Fiecare și are o altă misiune, dar fiecare oamenii se aseamănă că toți au o misiune de făcut, toți au, li s-a dat o viață, toți vin de undeva și trebuie să plece undeva. Deci este asemănarea între absolut toți oamenii, lucru care trebuie să îl respecte unii și alții. Și atunci, sigur că nu pot să-i împiedici, o mai facem din greșeală, e adevărat, dar trebuie să-ți dai seama de lucrul ăsta și trebuie să repari greșeala și să nu mai repeți. Toți suntem supuși greșelii și greșim cândva, odată, dar trebuie să vedem, să admitem că am greșit, trebuie să vedem că am greșit, trebuie să ne conturăm și să ne rezolvăm în mintea noastră, admitem că am greșit, să rezolvăm în mintea noastră compensația acelei greșeli, adică nu mai repetăm și să vedem ce am luat bun de acolo, ce învățătură bună am luat de acolo. Căci viața este o școală, o școală de a lua învățături bune și, sigur, de a înțelege învățăturile rele, adică învățăturile, faptele rele, care aduc niște informații rele, lucruri care, sigur, preluându-le, dacă nu suntem în stare să le scoatem, astea ne duc în acele traume psihice, astea ne duc în acele obsesii, astea ne induc acele sindrome neurodepresive, de aici pleacă tulburările psihice care nu sunt altceva decât izvorăsc din niște informații negative sau informații extrase unei fapte rele pe care o depunem automat, fără să vrem, în departamentul memoriei conștiente și asta, aceste informații atunci când le procesăm pentru a lua decizii, pentru că ăsta este mecanismul pe creierul nostru, adunăm informații de-a lungul vieții, am pus mâna pe foc și le arde, deci am înțeles chestia asta, informația asta o punem în cap acolo, în creier, în departamentul memoriei conștiente și atunci când vedem focul, nu mai punem mâna că știm că ne arde. Deci este clar, a luat o decizie să nu mai punem mâna. Deci faptele rele trebuie să ne învețe pe noi, să nu le mai facem și să ne ajute să înțelegem că acel lucru nu se face, să învățăm și pe alții să nu le facă, în niciun caz noi să nu le facem. Și atunci, asta este învățăturile bune dintr-o faptă rea, care am făcut-o dintr-o eroare, dintr-o neștiință, aș spune eu. Și atunci, sigur, aceste greșeli, efectele negative date acestei greșeli nu se mai repetă și se iartă atunci când le socotim drept un păcat sau le socotim drept o faptă producătoare de rău. Ca și la spovedanie, unde se zice să regreți și să nu mai faci ce ai făcut. Eu cred că omul a evoluat foarte mult și nu trebuie să nu mai e nevoie să se supună cum este, crede și nu cerceta. Nu, omul trebuie să cerceteze, să crede, să creadă, pentru că este care nu poate să cerceteze, să creadă fără să cerceteze. Care poate să cerceteze, să cerceteze, să înțeleagă și să vadă ce nu-i bine și, sau ce e rău și să vadă cum e să-ți facă bine și în felul ăsta devine un om care înțelege de ce este aici și cum să trăiască făcând bine, fără să facă rău, pentru că nu vrem esențe, nu vrem informații sau esențe negative. Mai avem un minut până la pauza publicitară și aș dori să nu începeți o nouă idee ca să nu comit impoliteța de a vă întrerupe. Deci, dacă eu v-am înțeles bine, dumneavoastră rezumați profesia noastră nobilă sau terapiile, vindecările,
la a identifica o cauză comună a bolilor, care este de natură spirituală, de fapt. Stresul, chiar dacă pare mecanic, el provine dintr-o tulburare a sufletului, pentru că sufletul nu s-a ținut de marile porunci care sunt spre binele nostru, să nu mințim, Am să vorbesc după pauză și despre suflet și am să vorbesc despre relația dintre aceste entități, care este spiritul, sufletul, cum funcționează, care este rolul fiecărei entități în existența noastră și care este, eu știu, datoria noastră spre binele spiritului, evoluția spiritului și spre binele nostru, mă refer la calitatea vieții și calitatea trăirii noastre. Sigur că da, pe lângă ele este și datoria de a avea grijă ca specia umană să existe, să ducă mai departe, ca să ducem mai departe ceea ce a planificat Dumnezeu sau ceea ce a planificat marele arhitect. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Acum avem o pauză publicitară de 10 minute și revenim imediat. Vă mulțumesc! Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să păstrăm ce avem. Trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt 3 tipuri de recipiente. Pupela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite. Deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată. Pupela neagră, pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodărie vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicada sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din Băget. Operatorul Braicada, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 4 Făget. Braicada, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Braicada SRL în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10A parter. Ne puteți contacta și la numerele de
de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Dragi iubitori ai folclorului, Studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
Bună ziua, noi suntem Tea, Daria Dina și Elena Dumitrașcu și vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 13, să urmăriți emisiunea Tine Talentați! Da. Da, da. Foarte interesant. Ne-am întors în emisiune, dragi nemuritori și nemuritoare. Și m-am gândit la ce ne-ați spus până acum și sigur că evoluționismul este de mult depășit, dar se predă la școală. Între timp, lumea vorbește despre intelligent design, deci că suntem construiți cumva după un plan inteligent și chiar s-a ajuns la o noțiune și mai avansată decât designul inteligent. Meaningful evolution, o evoluție cu sens. Noi evoluăm către ceva. Noi ne îndreptăm ca specie către un anumit vârf al muntelui, care e tot divinitatea, cumva. Dacă venim din animalic, ne ducem către opusul lui. Ne spuneați că trebuie să fim foarte atenți, să trăim în conformitate cu legile onestității, moralității, în propriul nostru interes, pentru că noi uităm că suntem unul, suntem o singură ființă, o singură conștiință împrăștiată în multe, multe ființe. Și așa că dacă îți fac rău ție, îmi fac rău mie. Îți fac bine ție, îmi fac bine mie. Legea asta e prea puțin tematizată în societate. În fine, despre ce doriți să ne mai spuneți? Sunt dator un pic să vorbesc despre, să completez această unitate care se cheamă ființa umană. Am omis să vorbesc, am vorbit despre spirit, sigur, superficial, e mult de vorbit acolo, adică e mai mult. Am vorbit despre acel destin, acel chip, care, după părerea unora, este în hipotalamus plantat și creierul cum funcționează sau este planificat să funcționeze conform acestui chip, și dar el este în stare să funcționeze și altfel, sigur, dar în detrimentul calității sănătății creierului și corpului uman. Și mai este o altă entitate care este fabuloasă și care este confundată și care este de dreptul minunată, este acea entitate drăguță, drăgălașă, pe care eu o ador, care se cheamă sufletul. Este ceva minunat, este ceva între spirit și ființa umană, este un derivant al spiritului, este o materializare, oarecum o semi-materializare a spiritului, care nu este nimic altceva decât guvernatorul existenței, vieții și al omului, își are sediu în subconștient. Vedeți, noi trăim în conștient. Este elementul obișnuit și este frecvența joasă, care e bună și normală și foarte bine. După aceea este mai profund, este zona subconștientă. Acolo, în acea zonă subconștientă, acolo există acest suflet. Unii spun că ba este în miocard, ba este în timus, este peste tot, aș spune eu, e greu să o localizez pentru că este o altă formă de materie. Acolo este în zona subconștientă, acolo există și se poate percepe și destinul. Acolo este acel planul vieții care este unde îl găsim în subconștient. De fapt, în subconștient, acolo ajungem noi în timpul somnului și de acolo izvorăsc visele pe care nu știm să le interpretăm, nu știm să le citim, că nu știm codul de interpretare și de citire, deși sunt cărți care spune și face și drege, nu sunt reale, nu sunt adevărate. Fiecare om își are codul lui de frecvența lui pe care funcționează. Sigur că acolo involuntar pătrundem în clipa când centrul, aware center, nu știu cum se zice românește, cum?
Aware Center. Aware, centrul conștientizării. Așa, centrul awareness. Conștientizării, când deja intră în starea profundă de somn, atunci nu mai funcționează și atunci automat senzația noastră, automat gândirea noastră se duce în subconștient și se rătăcește pe acolo prin ceea ce înseamnă planul vieții, adică de acolo extragem informații care sunt în vise și reușim să prevenim, să citim ceva ce urmează. Acum, tot acolo vă spuneam eu că am fost și am participat la niște studii de ayahuasca cu șamanii, pe acolo se pătrunde în clipa când ayahuasca este o otravă foarte puternică, mai exact nu o otravă, dar este o substanță care este extrem de toxică, intoxică creierul, amețești îngrozitor de tare când o iei, afectează, intoxicând creierul, afectează centrul din epigastric, centrul evacuării și din cauza asta te apucă diaria, te apucă scăparea de pipi, de toate astea, nu pentru că vrei să te purifici, ci pur și simplu pentru că este, așa o interpretează ei, dar este pur și simplu o intoxicare a creierului și asta se intoxică și acest centru de conștiință, nu? Aware Center, se intoxică și nu mai poate să guverneze bine gândirea. Care și centru? Atunci, la ce organ vă referiți? Unde este centru? De pe creier, este centrul de pe creier care este responsabil de luarea deciziilor în ultima instanță, după ce sunt prelucrate informațiile extrase din departamentul memoriei conștiente. Și unde este centrul acesta localizat? Are o localizare? Acest centru are o localizare de-a lungul și de-a creierului, pentru că informațiile sunt preluate și sunt procesate în mai multe zone de pe creier în funcție de calitatea acestora. Și în clipa când, vedeți, informații sunt de informații de mai multe nivele, mai joase, mai înalte, mai de mijloc, mai pozitive, mai negative, și atunci, sigur, fiecare trebuie să treacă printr-un. Și locul final pe unde, când se ia decizia, trece prin personalitate. Centrul personalității nu se știe de pe creier unde este. Creierul este foarte, foarte puțin explorat în funcție de capacitatea și multitudinea. Se studia neuroscientiștii studiază creierul, unde spune, bă, n-am ajuns nici la 7-8% din el. Deci, orice decizie când este luată, trece prin sediul personalității și decizia îi se dă interpretarea în funcție de personalitate. Deci, un om mândru, o decizie frumoasă și bună, îi se pune în spinare această greutate care este mândria și ăla să... La unul care este sceptic, care știe tot sau nu crede nimic, deci informația este ca atare, este încărcată cu această, îi se dă această, aș spune eu, acest iz de scepticism. Unul care este, eu știu, dominat de invidie, în clipa când extrage o informație și imediat îi se dă, o încarcă cu senzație de invidie, pentru că ai vrea să fie mai mult ca ăla, stai să ai și ca ăla și atunci îl urăși pe ăla. Deci, în sfârșit, ce spuneam eu, unde spune că am pierdut un pic firul, spuneam că și... Sufletul, da. Spiritul, da, sufletul. Da, nu. Atunci când gândirea se duce dincolo, reușești chiar să intri în legătură cu sufletul tău, care își are lăcașul în zona subconștientă. Acum să vă spun și despre spirit, că spiritul se găsește în zona inconștientă, într-o altă zonă, pe o altă frecvență, pe o altă zonă eterică, este mai profund și mai adânc, n-ajungem acolo, am pierdut tot echipamentul necesar al creierului pentru a putea ajunge acolo, poate din accident unii ajung, dar în zona subconștientă, acolo se poate ajunge. Deci această ayahuasca care intoxică creierul, în clipa când nu mai putem gândi, nu mai putem procesa informațiile, atunci automat intrăm în zona asta și ajungem acolo și putem chiar să comunicăm cu sufletul nostru și mai departe sufletul nostru poate să comunice cu alte suflete. Eu am experimentat lucrurile astea, am trebuit să fac experiența asta de multe ori ca să pot să o înțeleg și să văd ce este adevărat, dar care nu ne ajută pe noi
noi cu nimic, aș spune eu, ceea ce ne ajută pe noi să înțelegem ce-i bine și ce-i rău, să ne ferim de rău și să creăm contexte și situații și să luăm decizii care să ne ajute să fie bine. Vorbeam despre suflet. Da. Deci sufletul este spuneam eu, este o entitate superbă care este reprezentantul spiritului pe zona materială. Sufletul este cel care decide, este acel arbitru care este total independent, el decide și judecă toate trăirile echipat cu energia și cu învățătura divină, deci nu se duce în stânga, nu se duce în dreapta, se duce pe mijloc, dacă a făcut o faptă rea, imediat el este de acord ca acea faptă ea să-și primească răsplata pentru a ne da șansa să învățăm ceva de acolo, ca să nu repetăm răul. Dacă am făcut o faptă bună, imediat acea faptă bună este recompensată, este de acord și ca să fie recompensată cu o esență pozitivă care să fie depozitată în amândouă departamente ale memoriei, atât conștiente cât și subconștiente, pentru că toate aceste informații se depozitează în zona conștientă ca componente biochimice, iar în zona conștiente ca componente de o esență eterică. Iar la sfârșitul vieții, tot ce s-a durat în subconștient este ceea ce se cântărește și se decide în ce parte o ia spiritul. Se întoarce înapoi, merge în sus, cât de mult merge în sus, cât de repede merge în sus, cât de mult îl propulsează viața asta. Vedeți, oamenii care ajung la sfârșitul vieții înțelepți și ajung ei se duc foarte mult în sus. Poate se duc, trec direct în departament, în împărția lui Dumnezeu, din zona perfecțiunii. Vorbeam se mântuiesc, despre... li se termină ciclul de reîncarnări, se mântuiesc. Probabil, dar mântuire se cheamă. Acum vorbeam despre suflet. Vedeți, acest suflet este formidabil. Uneori ne uităm, ne doare sufletul. Da, sufletul în clipa când facem ceva rău, când suntem participanți a ceva rău și simțim răul pe care îl facem, ne doare. Și spune, mă doare sufletul pentru ăsta sau pentru ăla. Sau când cineva face rău care, la care suntem, participăm cel puțin sentimental, ne doare, ne îndurerează foarte tare. Și spune, mă doare sufletul. Conștiința, ne mustră conștiința. Sigur, da, dar conștiința, acea parte din conștiință este sufletul pur și simplu. Sigur, este sufletul mai întâi și este de acord ca conștiința, prelund acea informație, să trăiască conform acelei informații. Acum, ce este foarte interesant, lucru care ar fi bine să știe oamenii, căci noi putem minți pe unii din jur, dar nu ne putem minți sufletul nostru și în același timp nu ne putem minți pe noi. Da. Deci sufletul vede absolut tot și ne recompensează ca atare conform a ceea ce facem. Lucru frumos care le-am înțeles și care l-am analizat, eu știu, poate 15-20 de ani, este că și de fapt atunci când ne rugăm noi, ne rugăm la sufletul nostru. Deci când trimitem o dorință, rugăciunea este o dorință. Primul care preia această rugăciune, ne rugând la Dumnezeu. Dumnezeu este departe, între noi și Dumnezeu sunt o miliarde de sfinți, deci, iar reprezentantul lui Dumnezeu în viața noastră este sufletul, nu? Deci ne rugăm la acest suflet, iar sufletul ce face, domnule? Interesant. Deci nu spiritul este reprezentantul lui Dumnezeu în noi? Spiritul este reprezentantul lui Dumnezeu. Spiritul este reprezentantul lui Dumnezeu. Iar sufletul este reprezentantul spiritului în zona materială. Este o trilogie, aș spune eu. Este un lanț, nu? Pentru că spiritul stă în zona inconștientă.
zona apropiată nouă este subconștientul, este sufletul. Iar sufletul este cel care este, care judecă, este arbitru care judecă corectul și incorectul. Sufletul, vreau să vă spun un pic mai încolo, și anumite decizii esențiale și capitale pe care le ia sufletul la un moment dat, în funcție de ceea ce facem. Deci sufletul, ne rugăm, avem o rugăciune, avem o dorință. Iar ce face sufletul? Păi ia acea dorință și o analizează. Dacă este conform planului vieții, se aprobă. Dacă nu este conform planului vieții, el nu o aprobă. Dar noi, trăind în zona inferioară, în zona negativă, bazându-ne, rămânând lipiți de esența negativă pe care am, pe care am preluat-o pentru a elimina-o, această zonă negativă, această esență negativă pe care spiritul a acumulat-o în trăiri trecute. Vedeți, am greșit un pic că n-am vorbit despre spiritul plecând din la Împărăția lui Dumnezeu, a trebuit să experimenteze imperfectul, care este în mare parte compus de rău. Și atunci a adunat aceste esențe rele, negative, pe care, sigur, le-a dus în viața asta pentru a putea să le elimine prin trăirile noastre. E, noi uneori rămânem atașați acestor esențe negative pe care trebuie să le eliminăm și să le înlocuim cu pozitive. E, atunci, sigur că sufletul îl vede aceste lucruri și vede ce e rău și ce e bine și știe, cunoscând foarte bine și citind foarte bine planul vieții, știe că în acest planul vieții sunt create trăiri prin care eliminăm aceste negative, esențe negative, înlocuindu-le cu esențe pozitive prin trăirile care le avem noi. Trăiri de zi cu zi, trăiri de deciziile care le luăm în timpul unei zile, în timpul unei săptămâni. Noi luăm pe zi aproximativ 30, în medie 35.000 de decizii. Sigur, în principiu, ceea ce facem, pasul care îl facem, ceea ce gândim, ceea ce vedem, ceea ce auzim, în sfârșit. Deci spuneam mai devreme că aici este o chestie foarte interesantă și bine de știut. Sigur că dacă o dorință nu ni se împlinește, înseamnă că nu este inclus în planul vieții și sufletul nu este de acord. Dar dacă insistăm și insistăm, îndemnați fiind de acele porniri și acele îndemnări negative care spunem noi că sunt diabolice, care sunt acolo în zona esențelor negative sau rele, da, vrem să avem acea dorință și care ar fi prețul, vrem să vrem să o împlinim, nu? Știți că este și vorba aia, prost să fie, dar să fie ca mine. Și atunci, sigur că forțăm și ne ducem împotriva menirii noastre. Atunci, plecând împotriva menirii noastre, ieșim de pe acel plan al vieții să facem altceva, lucru care este îngrozitor de stresant, îngrozitor de obositor, îngrozitor de dificil de achieve, nu? De obținut, dar se poate. E, în urma acestui lucru, la sfârșitul acelei realizări, nu mai avem acea senzație de împlinire, de bucurie, de fericire, de lucruri extraordinare ce am creat. Nici nu mai gustăm nimica. A ieșit, suntem obosiți și nu numai că suntem obosiți, dar oboseala asta și cu altele de același fel se adună și ne istovește și ne simțim uneori obosiți de trăiri și vrem să ne ducem, să ne limpezim și să ne relaxăm mintea. În clipa când facem lucruri care sunt în planul vieții, care sunt incluse acolo în planul vieții, după ce am realizat și după ce am împlinit acea realizare, ne simțim util, ne simțim de folos, ne simțim bucuroși, ne simțim împliniți, ne simțim fericiți, cu alte cuvinte, mândri, domnule, ce lucru mișto, ce lucru extraordinar am realizat, ce lucru formidabil am realizat, te bucură, îți umple pieptul de bucurie. Ăsta este un dătător de sănătate. Da. Este o doctorie care se duce pe creier, îți relaxează creierul, îți relaxează întregul corp, nu mai simți oboseala, ai scăpat de oboseala. Acesta este cea mai eficace doctorie împotriva sindromului neurodepresiv. Un om care se simte că este de folos, că este util, că este necesar, că ajută prin existența lui oamenii și pe el însuși, ăla este un om care,
care nu se îmbolnăvește ușor, da. Este un om care are o viață frumoasă, plăcută și liniștită. Banii nu îți aduc neapărat această împlinire. Banul, de fapt, este un element care, un instrument care nu îți aduce niciodată împlinire. Dacă ai 1 milion, trebuie să ai 10, 1000 și așa mai departe. Niciodată n-ajungi. Dacă n-ai făcut ceva, ai făcut o lucrare, ai făcut ceva la sfârșitul ei, când ai completat-o, zici, domnule, ce lucru frumos am realizat. Mă simt bucuros, mă simt fericit, mă simt împlinit, mă simt de folos, mă simt util. Domnule, ce lucru extraordinar este. Să vă pun o întrebare mică. Da. Noi aici, în emisiunile noastre, am mai menționat și cu alți invitați ideea de plan divin al vieții. Venim cu acest plan divin. E posibil să nu-l recunoaștem și să-l ratăm, deci nu dintr-o rea intenție, ci pur și simplu bâșbâim. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem persoane care nu-și identifică până la o vârstă mărișoară, așa, nu la 17-18 ani, nu-și identifică un rost în viață. Ca să vă spun sincer, eu cred că eu în clipa când eu am avut un cabinet celebru în centrul orașului, unde veneau marile personalități ale Americii sau ale lumii. În clipa când am realizat ce este viața, am închis acel cabinet. De care, ce? Ca să pot să am timp să călătoresc în lume. Și atunci, în momentul ăla, am înțeles eu și am considerat că este timpul ca oamenii să înțeleagă, de fapt, ce-i cu ei. Ce este viața? Că toată lumea bâșbâie, să știți, în proporție de 99,99%, oamenii nu știu de ce sunt aici. Sau dacă știu ceva, nu știu ce adevărul. Ei știu că sunt aici să facă bani, sunt aici să facă carieră, sunt aici să facă, să-și satisfacă anumite slăbiciuni care consideră că sunt lucruri grozave. Deci oamenii nu știu. Și atunci mi-am propus, am spus, domnule, am renunțat la o leafă foarte mare și am zis, cred că este mult mai prețios să fiu de ajutor omenirii, planetei, ca să îmi învăț ce este viața, de ce sunt aici și în felul ăsta ei își împlinesc menirea, își cunosc menirea și o împlinesc, își îmbunătățesc calitatea vieții lor personală și calitatea, sigur, comunității din care trăiesc. Deci am considerat eu că este timpul ca oamenii sunt gata să știe ce este. Că până acum oamenii în general, repetând, într-o mare, nu știu de ce sunt aici, nu știu adevărul. Și cum faceți asta? O luați din țară în țară? Alegeți dumneavoastră traseul sau vă lăsați invitat? Mă las invitat, mai aleg și traseul, mă descurc cum pot, pe unde pot, ce pot, vorba lui Paller, da, ne descurcăm cum putem. Asta este menirea mea, conferințez gratuit pe toată lumea, în toată lumea, condiționez ca oamenii să nu plătească intrare ca să mă asculte, ca să poată să mă asculte și să învețe, indiferent orice om de nivelul, nu numai social, dar și nivelul economic, deci nu consider ca banii să fie o monedă pentru a învăța. Consider că toată lumea are dreptul și să aibă posibilitatea să învețe ceea ce trebuie să învețe, fără să fie condiționat de nimica, mă refer la ce este material. Deci, da, este datoria mea și consider că fiecare dintre noi avem o datorie. Eu, spre bucuria mea, sau spre norocul meu, sau nu știu spre ce, am găsit că am această, că asta este menirea mea și sunt extraordinar de împlinit și de fericit. Da. Mă duc peste tot, conferințez peste tot, vorbesc peste tot, o fac extraordinar de dezvolt și relaxat. Da. Iar la sfârșitul unei conferințe, unei ori în Japonia, am avut una de 6 ore, nu mă simt deloc obosit, mă simt foarte relaxat, parcă mă energizez foarte tare, de nu-mi vine să stau într-un loc, îmi vine să mă tot plimb, să umblu, să asta. Parcă mai multă energie decât atunci când am început, deși discuțiile astea sunt grele, sunt profunde. Da. Deci vorbeam despre suflet, despre această minunăție, această entitate minunată și superbă, care este
are, are corectitudinea dumnezeiască, corectitudinea divină. Este aleasă, este prelungirea spiritului în pe timpul vieții. Din cauza asta, la sfârșitul vieții, după sunt toate ritualele alea, dacă avem vorbim de ele și le explicăm ce sunt alea, să citește, să este ritualul de înălțare a sufletului, atunci sufletul pleacă, se desprinde de om și se realipește cu spiritul. Pentru că sufletul este o parte din spirit, este acea părtitică din spirit care vine aici ca să supravegheze împlinirea menirii omului pe pământ. M-ați pierdut. Deci sufletul se duce și se lipește de spirit. Nu mai se reatașează de spirit. Au fost separate atunci când s-a petrecut încarnarea. Deci ce s-a încarnat în om nu este spiritul, ci este sufletul. Spiritul rămâne în zona comunicând și trăim pe aceeași frecvență cu omul, e parte din om, dar ceea ce se încarnează este sufletul. Spiritul rămâne în zona inconștientă. Și când vine spiritul? Adică la prima respirație. La începutul vieții. Atunci durează o perioadă de 9 zile, când sunt ceremonia ursitorilor, când se planifică și se face, se construiește destinul, sufletul preia omul, așa, iar cele alte două ursitoare, care sunt alte două spirite care vine să alcătuiască, să-l ajute pentru alcătuirea destinului, iar în clipa când viața se termină, sufletul este înalt țarea sufletului și se realipește, își preia locul, cașul înăuntru spiritului și merge mai departe. Dar vorbeam aici, hai să mai vorbesc despre o mare constatare a mea. Sufletul, vorbeam că el are această datorie și această menire să supravegheze împlinirea planului vieții. Așa. Împlinirea menirii noastre. În clipa când noi facem rele și nu ne facem menirea și facem rău, mințind și furând, producem foarte mult stres. Stresul care îl producem noi produce boală. În combinație cu niște malformații la nivel anatomic, acolo pe această zonă unde există o disturbare și o malformație anatomică, alu se creează o hipertensiune neuromusculară, iar tulburarea respectivă crește în funcție de cantitatea de stres pe care noi o acumulăm. Și cu cât adunăm mai mult stres, cu atâta segmentul respectiv, fie în ficat sau în inimă, sau fie la os sau la coloană, crește. Și segmentul respectiv se deteriorează foarte tare până când ajunge la faza de cancer. O, Doamne. Deci noi ne producem acel cancer, noi suntem îmbolnăvitorii noștri, iar sufletul este de acord cu asta pentru că noi suntem incorecți și el trebuie să supravegheze corectitudinea existenței noastre. Avem șansa să ne refacem sănătatea, să eliminăm cancerul. Dacă înțelegem să nu mai greșim și să nu mai producem stresul care este cel de-al doilea element la îmbolnăvirea noastră, primul fiind o malformație anatomică, fiind post-traumatică sau fiind ereditară sau fiind congenitală, dar cu aia putem să trăim bine, mersi, fără să întâmple nimic. Dar stresul este cel care vine și adaugă și crește îmbolnăvirea, crește malformația, crește deteriorarea acelui segment respectiv, iar sufletul acceptă lucrul ăsta pentru că noi nu o creăm. El nu o creează, nu o face el nimic, de el se uită și o vede și ne tot inspiră. Domnule, oprește-te că mergi pe un drum rău, schimbă-te. Din cauza asta și vine și acele vorbe care sunt mai catolice, mai creștine, care spune întoarce-te înapoi la Dumnezeu sau tot felul de formule religioase. Este pur și simplu o renunțare a sursei de stres, o renunțare la procesul de îmbolnăvire și o reîntoarcere la procesul, o întoarcere la procesul de însănătoșire, pentru că ne putem face sănătoși. E și la un moment dat, dacă chiar nu se mai
oprește lucrul ăsta, sufletul este de acord cu întreruperea vieții. Pentru că dacă merge în continuare răul din rău în mai rău, deci facerea de rău din rău în mai rău, atunci sigur ne împinge mult mai jos decât de unde am plecat când am intrat la începutul vieții. Și atunci nici măcar nu ne mai reîncarnăm în om, ca să ne reluăm misiunea, ne duce mai jos. Și atunci sufletul spune, da, Domnule, e de acord să se întrerupe existența. Noi nu ne prelungim viața, nu o putem prelungi, dar ne o putem scurta. Este ca și când ne supra-solicităm, stresându-ne excesiv de tare, și atunci viața, corpul se consumă foarte tare. Este un lucru care, din toate punctele de vedere, se citește și se vede la fel dinic, nu contează din ce unghi privești, din punct de vedere fiziologic, fiziopatologic, din punct de vedere anatomic, anatomopatologic, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere misiunea vieții, toate duc în același loc. Și atunci, sigur că sufletul este de acord cu această întrerupere. Acum, și atunci vedeți că și noi suntem un vehicul la urma urmei. Acum, ce se întâmplă? Hai să vorbesc un pic despre ce se întâmplă la sfârșitul vieții. Chiar voiam să vă rog. La sfârșitul vieții este... Dați-ne curaj, ca să nu ne mai temem. Nu, păi noi nu trebuie să ne temem deloc, pentru că dacă ne facem, ne împlinim menirea, suntem norocoși și fiecare om poate să-și... M-a întrebat de diverse ori, nenumărate ori, oamenii la convenție, Doamne, dar cum știm care este menirea noastră? Ne preocupă chestia asta, da. Este nu știm foarte simplu. Cum? Este îngrozitor de simplu. Oamenii, copiii, tinerii, mă duc să fac meseria aia când dă bani mulți. Este o greșeală fabuloasă. Unul spune, vreau să fac aia care îmi place. Este extraordinar de bine. Fă ce îți dictează sentimentul tău dinuntru, ce îți dictează dorința și plăcerea ta dinuntru, pentru că te cheamă mintea, planul vieții, menirea, te cheamă, fă asta, pentru că asta trebuie să faci în viață. Fă așa. Dacă o faci condiționat fiind de valori materiale, categoric te-ai rupt de menirea ta. Faci altceva. Și făcând altceva, începi și pleci pe un drum greșit, greu în viață, dificil în viață, care te consumă foarte tare, care te stresează foarte tare și care, în afară că îți deteriorează viața, te îmbolnăvește și ți-o și scurtează. Da. Vedeți? Dar dacă faci ce simți, ce îți place, ce te face bucuros, ce te face fericit într-adevăr, deci, domnule, asta mă face fericit, ia fă-o, domnule, ești fericit după ce o faci? Nu. Deci nu-i drumul tău. Deci noi avem un GPS în noi care ne spune exact, pe bază de exact, bucurie. Exact. GPS-ul este același lucru, mi-o funcționează pe acest principiu pe care este comunicarea între creier, deci planul vieții și ceea ce trebuie să facem, adică centrul conștiinței, da. Centrul conștiinței active. Simplu. Și GPS-ul este construit pe același principiu, numai că, sigur, sunt chestii care sunt construite material de om, dar e același principiu. Simplu. Îți vine să faci chestia aia. Ia fă-o, domnule. Vezi bine, făcându-o pe aia, nu faci rău la nimeni? Nu. Nu-mi fac rău la mine? Nu. Fac bine altora? Fac. Îmi fac bine mie? Îmi fac. Bun. Hai să facem bine amândouă. Și mie și lui ăla, făcându-i bine lui fac bine mie, făcându-mi bine mie, fac bine lor. Ia vezi dacă lucrez asta și atunci fă chestia aia. Îți place? Se simți bine după aia? Mă simt bine, domnule, simți să ai făcut. Aia mea. Simplu. E atât de simplu totul. Numai că oamenii sunt, domnule, banii. Știi, banii ne aduc fericirea, dar îți face viața bună. O minciună, o păcăleală. Eu am trăit și pe minioane. E greu fără ei. E, nu, este, banii îți vin atâta cât îți trebuie, cât ai nevoie. Numai că noi greșim. Vrem mai mult decât avem nevoie, mai mult decât ne trebuie. În țara la noi sunt destule familii care au mai puțin decât le-ar trebui pentru un trai decent. Este, nu și știu, e frică asta, e o angoasă, că n-ajunge, că... Da, este o... Noi românii suntem o nație în care ni s-a plantat frica de la venirea comuniștilor, ne-a plantat frica la bunicii noștri, bunicii ne-au transmis-o la părinții noștri și părinții ne-au transmis nouă. Deci este o frică plantată, trebuie să înțelegem că frica este, nu e o realitate, frica este o minciună, frica este un lucru ireal și atunci
frica ne împiedică de a avea inițiative, pentru că și frica și inițiativa sunt decizii luate de același centru de pe creier, de același lob. Și dacă frica este mare, ocupă tot spațiul și nu mai rămâne spațiu pentru luarea deciziilor. Vedeți? Dar vorbind, ne întoarcem înapoi aici la sufletel. Sufletelul este această minunăție de entitate, acest lucru superb, care este perfect onest și cinstit, este așa. La sfârșitul vieții, vorbind despre, ca să așa, el acolo în zona subconștientă, unde a adunat într-o trăistuță toate esențele, toate informațiile în urma fiecare trăire ale noastre, le ia, le cântărește și decide care e mai greu, ale bune sau ale rele. Ale bune sunt mai bine. Bun, le ducem în sus și atunci într-o existență următoare, ce am adunat rău acum trebuie să spălăm, să le eliminăm într-o existență viitoare care va fi undeva în altă parte, de altă formă, de altceva. Dar aici hai să vorbim un pic aici despre asta, pentru că mă simt dator. Noi știm despre muroi, despre strigoi, despre stafii. Muroi este un cuvânt vulgar. Stafii sau strigoi, și strigoi este un cuvânt vulgar. Vulgar? Stafii, da, gândesc eu, brutal, nu vulgar, brutal. Da. Stafiile sunt, de fapt, nimic altceva decât sufletul care în clipa când a părăsit corpul, el este responsabil de a lua deciziile ce se întâmplă cu spiritul, că el aici în zona materială stă și adună și își face socoteala de ce e negativ și ce e pozitiv. Și atunci el trebuie să are, ca să fie de o maximă onestitate, să duce peste tot pe unde a trăit corpul, peste tot pe unde individul s-a manifestat, a trăit, a luat decizii și a avut trăiri, se duce și le, cum se cheamă, le reevaluează. Reevaluează, nu, mai e alt cuvânt. Ca și când poliția se duce într-un loc unde a fost o crimă, să investigează. Nu investigează, altceva. Reconstituie. Constituie, da. Se duce și reconstituiește, domnule, dacă informația luată în locul ăla, conform cu trăirea respectivă, este perfect validă, este perfect adevărată. De acolo se face și de acolo, de aici s-a învățat reconstituirea, de la reconstituirea sufletului, care se duce să reconstituiască. Din cauza asta, uneori unul trăiește în New York și, domnule, l-am văzut pe ăla pe aici trecând pe stradă. Cum să treacă că ăla stă la Budapesta sau stă la București sau stă la Belgrad? Domnule, i-am văzut corpul, nu știu, dar domnule, da, a fost sufletul lui care păstrează forma eterică a corpului, nu-i vezi nas, nu-i vezi ochi, nu-i vezi gură, dar îi vezi forma și atunci sigur îți dă impresia că este ăla, pentru că acela a avut cândva legătură cu tine, a avut o trăire alături de tine în acel loc anume. E adevărat, am avut de multe ori lucrul ăsta. Și atunci adună, după ce face aceste reconstituiri mii și mii și zeci și zeci de mii, se întoarce înapoi, pentru asta îi se dă 6 săptămâni. Perioada când tradițiile creștine este ducerea apei, se pune o găleată cu apă la mormânt, duci apa. De ce apă? Pentru că în apă se înmagazinează cel mai bine energiile sau informațiile de energetice. Se înmagazinează, le adună, le pune acolo în apă și când, după ce le-a adunat de peste tot, pentru că sufletul, el călătorește într-o fracțiune de secundă din București până la New York sau din București până la Los Angeles sau din București până la Tokyo, nu? Deci nu merge ca noi cu avionul sau călare sau cu trăsura. El merge, așa merge altfel. Și sigur, când le termină de socotit pe toate și i s-a dat acest timp, diverse culturi are diverse cantități de timp, unele 36 de zile, altele 42 de zile, altele 40, altele 46, dar aproximativ pe acolo sunt. Și atunci când s-a definitivat acest lucru, se face acea slujbă de înălțare a sufletului, adică sufletul și-a terminat misiunea vis-a-vis de trăirea individului respectiv și se duce bagajul cu
care le-a adunat îi duce spiritului, se relipește cu spiritul și spune: domne, frățioare sau tăticule, cum îi spune, uite, aici a făcut, aici am adunat noi, aici, hai să vedem pasul următor, ce facem și ce avem de făcut la pasul următor, ce avem de eliminat într-o altă trăire, într-o altă existență, într-o altă școală. Și cam asta este rezumeul, aș spune eu, trăire, știa, și cred că am vorbit destul. Minunat ați vorbit. Am vorbit cât se poate de mult. Mai avem 10 minute, da, plus minus. Îmi permiteți să vă, da, să vă mai impulsionez cu o întrebare? Da. Deși nu e necesar, că văd că vorbiți cu atâta plăcere și n-am cuvinte să vă mulțumesc. Dumneavoastră ați fost în toate aceste locuri care nouă ni se par exotice, în Orient și așa mai departe, și ați văzut tot felul de modalități de tratare a bolilor. Unele sunt de neimaginat pentru mintea noastră, care e foarte axată pe materialism. Am înțeles că ați fost și în Filipine, unde se, da, intră cu mâinile goale în corp, fost, și se scoate ceva și se, da, cicatrizează, da, imediat. Voiam să vă întreb care a fost, puteți să ne spuneți ceva care v-a frapat, ceva extrem de interesant sau de uimitor sau... Da, m-a impresionat de-a lungul investigațiilor mele, cercetărilor mele, două lucruri. Unul dintre ele, sigur, a fost în Filipine. Așa. În Filipine m-am dus să studiez, să înțeleg ce sunt aceste fake healing. Adică deschiderea corpului și intrarea cu mână înăuntru și scoaterea ceva de acolo. Și pe urmă netezire și s-a și cicatrizat. Nu face nimic, scoate mâna de acolo la loc și automat nu se cicatrizează, automat celulele epiteliale care au fost îndepărtate. Aici am învățat un lucru care de la școala de medicină învățasem cu totul altfel și mi-am reactualizat sau mi-am reinformat mintea că și lucrurile sunt altfel. Deci după ce scoate mâna de acolo, imediat țesutul epitelial, celulele epiteliale revin la locul unde au fost, fără să se cunoască nimica. N-am crezut că este adevărat, eram fascinat, tot am auzit, m-am zis, trebuie că de fapt tot ce am învățat, tot ce știu și tot ce am căutat să înțeleg, le-am trăit, le-am investigat cu corpul, cu mâna, cu piciorul, cu serios? Trăirea mea, ca să-mi dau sigur, ca să înțeleg foarte bine că e un adevăr. Nu mă iau după ce se spune. Am avut marele noroc că înainte am fost bine educat în știința medicală, mă refer la cunoașterea foarte bine a anatomiei, a fiziologiei, a aspectului atât fiziologic cât și patologic a tuturor organelor din corp. Sigur, atâta cât am fost în stare, sigur, nu cred că am cuprins tot și n-am cuprins atât cât aș fi dorit la vremea aia, dar mi-a fost suficient ca să îmi construiesc o bază de a nu crede toate bazaconile și personalitatea mea, nu cred până nu văd, nu înțeleg până când nu le investighez eu cu mâna și cu mintea mea. În Filipine a fost un lucru extraordinar, investigând acest lucru. Am avut o experiență fabuloasă în Filipine, dar vezi că atunci când trebuie să faci ceva, domnule, Dumnezeu sau, mă rog, tu sau spiritul sau toate, îți deschide ușile. Așa. Am ajuns în Manila și mi-au furat toți banii. A rămas fără niciun ban, fără nimic. Ăla, un om foarte minunat din Hong Kong, un amic care era șeful airline-ului de acolo, Pacific Airlines, a spus, te trimit la colegul meu de acolo, din Manila, ca să-ți dea un... Eram un om sărac, eram fără mare lucru și mântuiam în lume ca să învăț, nu? Eram un învățăcel, dar curajos, îndrăzneț. Da. Și plecasem, nu, în gura văi păzusem vacile la începutul vieții mele, deci aveam experiența să am grijă de vaci, le mai perdeam, le mai găseam, am săpat pământul, am pus vie și am pus pom, deci aveam și sentimentul de a da viață, mă rog, la pom, că da, atât și la viza de vie și la pusul porumbului, în sfârșit. Deci aveam o bază, un pic, dar și ajung acolo, mă primește șeful airline-ului și mă dă în primirea un băiat, spune, ai grijă de ăsta, la un hotel ieftin, că n-are bani, e sărac. Da. Mă duc, plec cu băiatul afară și zice, hai să schimb niște bani. Da, eu îi spun, să schimb și bani. Da, 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 dăm cu acei bani. Îi dau banii astuia, îi dau pașaportul, se duce, schimbă banii, imediat aveam și eu portofelul, ce aveam acolo. Vine asta înapoi, hai, dar mă urc într-un taxi,
să mă ducem la hotel acolo aproape, un hotel prăpădit, amărât, cu, nu știu, 7 camere cu un etaj, era nenorocire în sfârșit. Mă duc acolo, imediat ăsta se duce la recepție, zice, ți-am plătit camera, ia aici bani, ia tot aici, aici. Când a luat portofelul cu pașaportul, cu toate și a plecat și m-am dus în cameră, când m-am uitat înăuntru, din toți banii mei erau decât $2. Plătise, m-am dus la recepție, s-a plătit și că da, s-a plătit pentru 2 zile aici, a plătit. Și rămăsese $2 din toți banii mei. Ce fac eu cu $2 venit în Manila pentru o lună? Deci a fost o chestie îngrozitoare. N-am mai mâncat nimic acele 2 zile, am căutat, aveam două telefoane al un preot de acolo, pe care am sunat după aceea și era plecat în California, și al Ensitu, o prietenă a unei prietene al meu, doctoriță din California, cu care fusese un coleg în India, făcusem noi regression, past life regression, făcusem niște studii în Bangalore și pe unde făcusem, în sfârșit, că sigur am trăit mult în India și am investigat tot ce aveau ei pe acolo în tradițiile lor, și am căutat-o pe această Ensitu, care era proprietarea unor crâșme pe acolo, prin Manila, nu mi-a răspuns. Și am zis, mamă, pe ăștia e $2, țin cu dinții de ei. Și n-am beut decât apă. Apa era caldă acolo, că era un restaurant, hotel ieftin, mai mult clor decât apă. Am beut clorul ăla, mi s-a uscat stomacul în mine, mă usura ochii, nasul, era nenorocire, și am zis, bă, ai $2 ca să-mi salvia viața, mă duc să mănânc ceva aici, mă duc acolo, le cer la sora de mâncare. Atunci mă sunase Ensitu și mi-a spus... Nu mă sunase încă. Am ajuns la extremă. Mor de leșinat, cu mă durea stomacul, mi-a ardea stomacul, m-am dus la crâșmă acolo, ce-mi dai de $2? Păi dăm un sandwich cu ouă. Mi-a dat un sandwich cu ouă, l-am tăiat în două în diagonală, era pâine de aia dreptunghiulară, și o bucățică de castravete acru. S-au așezat în stânga și în dreapta mea două fete, au zâmbit la mine, sigur, admiram fetele. Ele nu știau cât de gol e portofelul. Totuși, erau niște fete frumoase, drăguțe, iar noi, admiratori de fete, nu puteam să le ignorăm și le invit și eu la masă. Luați și voi ceva. Fetele curajoase, și ele, le-a fost foame sau nu, a luat una o jumătate de sandwich, alaltă mie, și mie mi-a rămas castravetele la acru. Am zis, repede am pus mâna pe el să nu cumva să ia și castravetele. L-am mâncat pe ăla, m-a usurat cu și mai tare, că era sărat și acru și nenorocire, dar m-am bucurat că am văzut fetele alea, au vorbit, ele au mâncat sandwich, au văzut că sunt vai de mama mea, eram chel, că am făcut să-mi păduc în India, era întuns chel și eram așa, a văzut că nu-i mare lucru de mine, s-au scurat și au plecat, m-am dus, am stat acolo și m-a chemat la telefon că mă sună această doamnă Ensitu și spune, da, ce vrei, mai căutat? Așa. Da. Zic, da, te-am căutat că trebuie să-ți transmit ceva de la Francis, prietena ta. Hai, spune-mi. Nu, trebuie să-ți spun personal. Așa. Deci atât a fost, aici a fost viitorul vieții mele acolo. Așa. M-a dus, mi-a trimis șoferul, m-a dus acolo, era proprietarul unui restaurant, Kashmiri Restaurant, m-a dus acolo, am văzut-o, m-a ținut la distanță să nu mă apropie, că eram din India, eram păduchios, eram mai bine. În sfârșit, era cu surorile ei, una dintre ele era mai tânără și mai frumoasă și i-am privit-o cu mare drăgălășenie. Pe urmă, mi-au dat să mănânc sora ei, că ea m-a întrebat dacă vrea să mănânc, mi-a fost rușine, a spus că nu, deși nu mâncasem de o vreme. Dar sora ei m-a văzut că eram aplecat în două de foame, mi-a dat ceva să mănânc acolo, în sfârșit. Și sigur am vorbit cu ea și am tentat-o că sunt un doctor bun, și ea fiind grasă, i-am spus, ai tensiune ipertenială, ai tensiunea mare, de unde știi? Deci sigur că știam că era grasă, normal, și bătrână. Da. Și a zis, te ajut, mă ajut, bine, te iau acasă. M-a luat acasă, am avut mare noroc, am intrat într-o familie bogată, care m-a dus peste tot prin Filipine, te-am studiat pe acest fake healer, care este într-adevărul lucru extraordinar, care într-adevăr era în unul toată... Unul singur sau erau mai mulți? Eu am găsit decât doi, unul plin, unul mai pe jumate, și o femeie care îmi făcusem cu ea deal, era bolnavă de mine, a spus, eu te tratez de inimă și tu mi-arăți ce se întâmplă cu astea, dar a murit între timp, n-am mai ajuns la ea, dar într-adevăr, o femeie am găsit o adevărată, mă deschidea corpul, băga mâna în mine, mă tot certam cu ea, că buream să pun mâna, să bag și eu degetul pe gaură acolo, și ea nu-mi dădea voie și tot îmi dădea peste mână, dar am înțeles ce se întâmplă, într-adevăr mi-a schimbat toată filozofia despre ceea ce înseamnă
țesutul epitelial și am înțeles atunci că și aceste layer mezo, endo și ezoderma nu sunt lipite printr-un colagen, cum învățasem eu la școală, școala medicală, dar de fapt sunt atrase prin o atracție electromagnetică, nu? De la neuronul și protonul de pe o celulă cu neuronul de pe altă celulă, deci era un circuit electric care crea o atracție intercelulară și în felul ăsta era corpul era îmbrăcat în această îmbrăcăminte și atunci ei o deschideau foarte frumos cu mâna, țâșneau un pic de sânge, că erau capilari de care corespundeau celulelor care ei le deslipeau, deci desfăcea celulele, dar nu le rupea, nu le tăia, când tai celulele, le rupi. Ei le desfăceau frumos. De ce? Cum le desfăceau? Am înțeles eu și mi-am explicat că reușeau prin telepatic pe creier să neutralizeze centrul care guverna sau care era responsabil știi, ca o siguranță electrică, da, care întrerupea siguranța, care ducea curentul în zona respectivă și atunci nu mai era curent care să producă interatracție intercelulară și se desfăcea și băga mâna pe acolo și scotea și ei nu știau ce scoate, în general scotea câte știți o plasmă. Să faceți și noastră? Poftim? Știți să faceți și noastră asta? Nu. Mai avem o jumătate de minut în care țin să vă mulțumesc din suflet. Dacă n-aș ști cât de drămuit vă este timpul și cum oricum dăruiți tot timpul, aș zice să mai veniți odată, dar nu îndrăznesc. Da, mulțumesc. Poate vreodată, cândva, altă dată, când mai veniți în țară. Da, altă dată poate o să pot, mai târziu. Nu fim foarte des într-un loc, pentru că numai singura care m-a păcălit a fost Florentina Fântânaură, care în 2-3 luni m-a păcălit de 2 ori de am fost la emisiune, dar o să vin în mod sigur că îmi place și sunt dator să dau oamenilor din ce am adunat. O fac cu plăcere și cu datorie și cu multă conștiință și cu bucurie. Sunteți generos și să fiți binecuvântat și să fiți longeviv și voios, pentru că sunteți un cadou al națiunii române și al lumii. Mulțumim din suflet, domnule doctor. Eu mulțumesc. Răchitan. Eu mulțumesc și sănătate tuturor. A fost o onoare pentru noi. Mulțumesc. La revedere. Să rămână, să rămână.